Salutare, prieteni! Ce știm noi despre OnePlus? Un brand care ne-a obișnuit să lanseze așa zișii flagship killeri. De obicei, smartphone-uri de top care sau au prețuri atractive, sau cum se întâmplă în ultima perioadă, de aceiași bani oferă o grămadă de bonusuri. Ăsta din mâna mea este OnePlus Nord CE3 Lite. De unde n-aibă așa denumire? E bine, atenția sporită a utilizatorilor către telefoane de buget mai redus i-a făcut rapid pe producători să se orienteze la bugete cât mai mici. Că aici deja e grosul vânzărilor. Dar și concurența e destul de serioasă. În principiu, de o sumă anumită, iată în cazul nostru 300 de euro, fiecare producător alege pe ce să pună accentul. Aici, spre exemplu, optimizarea hardware-ului, cât de bine lucrează softul, sunt punctele forte. Dar pe de altă parte, sunt și ceva minusuri. Trebuie să-i jertfești cu ceva. Ca să nu lungesc mult vorba, ia, hai, să-i dăm bătaie. Linia Nord există la OnePlus de ceva ani, doar că aici avem un derivat, că era nevoie de ceva și mai accesibil. Asta înseamnă că scoatem imediat din ecuație materialele premium și designul unic. Deși, sincer, arată chiar foarte bine, dar nu-i unic. Seamănă mult cu noile Redmi-uri, o formă așa tare culțuroasă, e mai pătrat, de jur împrejur avem plastic, dar e asamblat super ok, nu ai senzația aia că e gol pe dinăuntru. Mai degrabă mă deranjează acoperirea asta lucioasă din spate care prinde o grămadă de amprente și faptul că nu avem niciun tip de protecție. Înțeleg, prezența mini jack-ului asta e încă o gaură în plus care trebuie izolată de apă și standardele IP costă, dar spre exemplu, iată, Redmi Note 12 recent testat de noi are măcar un IP53. Per general, însă, smartphone-ul arată drăguț și modulul ăsta de camere așa vrând să dea senzația că e mai mare și mai scump decât pare, dar despre asta vorbim mai încolo. În tradițiile oricărui smartphone mai ieftin, el avem fingerprint fizic pe lateral, care va mulțumi pe oricine. Mai bine unul fizic și rapid decât optic cu foam flare-uri, dar lent. Pe ecran din start vine cu peliculă, în cutie găsești și husă, și cablu, și un încărcător de tocmai 67W, iarăși maxim în categoria sa. Doar ăsta separat costă vreo 30 de euro. Să trecem un pic aici din față. Ce mi s-a părut straniu, băi, nu mi-am dat seama deodată că avem un panel IPS. Din prima, când l-am aprins, avea un negru așa pronunțat, nici n-am pus la dubii AMOLED ăsta sau IPS, doar când am bătut un pic soarele, atunci mi-am dat seama. Asta înseamnă că, într-adevăr, pentru bugetul ăsta avem parte de un display IPS cât se poate de bun. 6,7 inch pe diagonală, cu o reprezentare a culorilor tare exactă, avem desigur și rata înaltă de refresh la 120 Hz, unghiurile de vizualizare sunt foarte bune, deci aici chiar mi-e greu să critic ceva. Poate doar luminozitatea. AMOLED-urile de la concurenți oferă 1000 de niți luminozitate maximă. Aici avem 680. Și în general se consideră că ecranele astea de tip OLED cumva bat mai în premium. Hai să vorbim mai întâi de principalul avantaj al acestui smartphone, după care vin și cu pretențiile. OnePlus nu mai este ce a fost cândva, dar perseverența asta de a optimiza totul ca să ruleze la fel de bine ca și pe telefoanele scumpe, asta a rămas, aici nu exagerez. În combinație cu ecranul ăsta la 120 Hz, totul se mișcă super lin, animație rapidă fără drop frame-uri. Dacă la restul mai prins câte un freeze pe aici colea, adesea chiar și frânări sănătoase, timp de o săptămână cu Nord CE3 Lite, păi n-am avut absolut nicio problemă. Fie că e vorba de o simplă navigare prin sistem sau un multitasking mai intensiv unde deschizi rapid mai multe aplicații, n-ai treabă. Și cel mai interesant e că reușește să facă asta cu un hardware destul de modest. Primim un Snapdragon 695, 128 GB memorie internă cu slot pentru carduri microSD și cei drept 8 GB de RAM e pe toate versiunile. Concurenții de obicei oferă 6 sau chiar 4. RAM-ul mereu compensează lipsa de putere, mai ales prin sistem. Există și posibilitatea de a face memory swap și a mai extinde virtual memoria RAM cu 8 GB. Deci e super tare. Pentru jocuri însă, smartphone-ul ăsta m-a uimit. Desigur, titlurile mari sunt optimizate pentru o grămadă de modele, dar ăsta este unicul din acest buget care poate rula Call of Duty la setări de grafică, dar și FPS ridicate. Aș spune că e unul din cele mai bune când vine vorba de gaming, dar chiar și la testele de stres s-a comportat destul de bine, fără throttling excesiv și, cel mai important, fără supraîncălzire. Vorbind concret de sistem, pe lângă optimizare, anume interfața asta Oxygen OS a fost mulți ani preferata mea pe Android, probabil ați mai auzit asta prin review-uri. Au avut ei un an, doi când își făceau de cap, dar cumva și-au revenit.
Aplicațiile preinstalate aici, practic, lipsesc, interfața este cât se poate de aerisită, nu ești bombardat cu un exces de setări, cumva ele sunt împărțite mai intuitiv, păstrând totodată toate posibilitățile de customizare pe care le-ați văzut la alte branduri. Avem și sidebar și split screen, deschiderea aplicațiilor în ferestre, doar că pentru fiecare setare avem o explicație cu animație, adică nu doar citești numele opțiunii și te uiți ca boul la poartă. Gesturile alea de pe timpuri când faci un V, de exemplu, pe ecranul stins și se aprinde lanterna sunt prezente și aici, deci toată moștenirea OnePlus-ului despre care știți, o găsiți aici. Cu părțile bune am cam încheiat-o, hai să vorbim și de nemulțumiri. Deci, la cameră avem aceste două cercuri de ai senzația că primești nu știu ce camere. Senzorul principal e unul bunicel luat de pe Samsung-uri de 108 megapixeli, pe lângă asta un senzor macro și de adâncime a câte 2 megapixeli. Deci vă dați seama, efectiv sunt inutili. Puteau nici să nu-i pună, dar evident nu arăta așa bengos cu două module de camere mari. Rezultatele, sincer, per general nu sunt rele, dar procesarea îmi pare ușor înapoiată, culori cam spălăcite, pe aloc care apare și ceva noise, e o procesare în stilul OnePlus, dar parcă e de la modele foarte vechi. O chestie stranie la procesare, în viewfinder, înainte de a trage poza, parcă ai mai multe detalii, după care hop, parcă s-ar băga un layer care netezește tot. Și evident, după cum ați înțeles, nu avem nici camera ultra-wide, nici telefoto, măcar una din două, deja orice producător știe că trebuie să pun oricât de ieftin n-ar fi telefonul. Nu zic, dacă depui un pic de efort, scoți poze bune, dar cred că la partea asta, concurența are mai multe de oferit. Și nu în ultimul rând, bateria. Ca la toată breasla, avem 5000 de mAh capacitate, o zi de lucru te ține lejer. În aplicația de benchmark a bateriei, unde lucrează și GPS-ul și un stream video, browserul, camera, toate cu luminozitatea la maxim, eu am scos 4 ore și 20 de ecran pornit. Nu-i rău. Însă dacă ne uităm iarăși la concurenți, precum Redmi Note 12 care oferă 5 ore jumate sau Galaxy A34 54 care ajunge chiar la 6 ore, înțelegi cum mai este de lucru. Un motiv ar fi și faptul că aici este ecran IPS, tehnic, el consumă mai multă energie, dar încărcătorul din cutie de 67W este salvarea, în jumătate de oră 80% fără probleme. Cum spuneam și la început, bătălia în segmentul de smartphone-uri cu preț mediu este foarte strânsă. Fiecare de aceiași bani încearcă să stoarcă maxim ca măcar pe hârtie să pară impunător. OnePlus Nord C3 Lite cu siguranță este în urmă, de exemplu, la capitolul cameră. Nu excelează la design, însă când vine vorba de un smartphone care de banii ăștia să ruleze cum trebuie fără frânări, să fie rapid, care mereu să primească update-uri chiar și peste câțiva ani, să aibă un soft bine pus la punct și să fie fără bug-uri, păi este unicul care se potrivește acestei descrieri. Sorry. În orice caz, prieteni, asta e părerea mea, dar voi acolo mai jos în comentarii nu ezitați să ne scrieți și părerea voastră. Totodată, abonați-vă la canal pentru mai multe episoade interesante. Cu voi a fost Vicu. Toate bune!